Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 22 mai, natura bună, sociabilitatea și spiritul maschează ambițiile tale serioase. Ești un lider născut, știi cum să folosești persoasivitatea și farmecul pentru a ajuta pe ceilalți să-și dezvolte potențialul. Știi cum să comunici și să înțelegi oamenii și, prin urmare, să-i poți îndruma pe calea cea bună poți dobândi o reputație de muncoloc, pentru că prin aderarea la un proiect ești atât de entuziastă că pierzi ideea de timp. Energia ta este suficientă pentru orice proiect epic. Ești în mod incontrolabil atrasă de creații în serie în care îți poți arăta talentele pentru o lungă perioadă de timp și de fiecare dată într-un mod nou. Înțelesul vieții pentru tine nu este în bunăstarea materială, nu numărul de prieteni dobândiți, ci în procesul de lucru. Tu poți munci o lungă perioadă de timp pentru a crea în același proiect sau direcție, dar lucrările tale pot fi rar numite unice sau inimitabile. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, puterea excelentă în învățare, dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecventă în decizii, poți fi foarte controversată, deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă, trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a aminții și de înșelate poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur, te-a înzestrat cu multe calități pozitive, ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor, de asemenea, simbolizez tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe, guvernatorul tău astral este Mercur, planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a gestiona bani. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter, lui Jupiter îi poți mulțumi pentru lipsa de principii și nelegitimitate. La prima vedere ești foarte deschisă, amabilă, veselă și sociabilă, dar aceasta este doar o mască care ascunde ambițiile și aspirațiile tale excesive, tu par să fii creată pentru a conduce îți folosești bine farmecul pentru a ajuta pe alții să se desfășoare. În plus, cunoști bine oamenii, vezi prin ei, poți da întotdeauna sfaturi bune. În natura ta, influența semnului zodiac al gemeni, care îți oferă frivolitate și vivacitate, împreună cu influența zilei tale de naștere, care îți dă seriozitate și concentrare, sunt ciudat interconectate. Poți deveni orcaholică. Poți fi un colecționar strălucitor de informații, fapte, obiecte, poți avea o adevărată plăcere din procesul permanent de sistematizare și clasificarea obiectelor din atenția ta, te poți angaja chiar în colectarea oamenilor, în colectarea prietenilor și a cunoștințelor care uneori au sfere de interes complet polare, dacă îți îndrepți energia spre creșterea copiilor, atunci nu este nimic mai plin de bucurie pentru tine decât să te simți ca un patriarh al familiei, urmărind creșterea și dezvoltarea puilor tăi, dacă nu ai copii, vei fi minunată ca nașă, mătușă, verișoară, etc. În orice caz, căldura și confortul vieții de familie sunt extrem de importante pentru tine, ar trebui să ai grijă să nu exagerezi în râvna ta activă, să te angajezi în proiecte pe care în mod evident nu le poți face. Boala care te poate infecta adesea este gigantomania. Făcând planuri grandioase, poți începe să te simți aproape sfântă. Aparent, baza unei astfel de gigantomanie este un sentiment ascuns de inferioritate. Ai o memorie ascuțită și lungă, dar uneori e nevoie să-ți regândești trecutul, să-l revigoreze în alte tonuri pentru a scăpa de amintirile dureroase. Este important ca tu să înveți nu numai să ierți, ci și să uiți pur și simplu. Din punctul de vedere al emoționalității, poți fi foarte instabilă. Entuziastă cu privire la munca ta, poți exploda cu ușurință și rapid, cum ar fi copiii, dacă cineva îți întrerupe procesul creativ. De aceea, Trebuie să-ți restrângi isteria și să te liniștești dacă vrei într-adevăr să reușești. Poți depăși această barieră de dezechilibru până la vârsta de 30 de ani. De îndată ce îți găsești proiectul vieții, te ții imediată de el, iar în suflet rămâi liberă pentru următoarea alegere. Alții ar trebui să-ți înțeleagă entuziasmul și să nu condamne unele frivolități sau ușurință cu care îți schimbi atenția cei apropiați de tine nu ar trebui să aibă mari iluzii cu privire la consecvența ta. Te distingi față de alți nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești veselă, plină de tinerețe, ești sex în orice împrejurare, iubești misterul, prin urmare în jurul tău există întotdeauna o ceață groasă și subevaloare. În același timp, tu nu devii izolată în sine, și ești activă și luminoasă din punct de vedere social, lăsând în același timp o rezervă pentru interpretarea cea mai neașteptată a imaginii. Cum afectează data de 22 mai soartata, ai o cantitate mare de energie, ceea ce îți permite să preiei cele mai lungi proiecte. Îți place să faci același lucru foarte multă timp, unde surprizele neplăcute au fost deja eliminate și unde ai ocazia să cânți același cântec într-un mod nou. Tu găsești bucurie în viață, făcând ceea ce bești nu pentru binele material sau pentru extinderea cercului cunoștințelor, ci pentru nevoia ta proprie și pentru autosuficiență. Tu ai suficientă putere și răbdare să te angajezi într-un singur proiect multă vreme, chiar dacă rezultatele muncii tale nu sunt uimitoare, chiar destul de obișnuite. De asemenea, ai tendința de a colecta diverse elemente sau orice fapte. Procesul de sistematizare a obiectelor și distribuirea lor pe rafturi este pentru tine o adevărată plăcere. Chiar și atunci când alegi prietenii, tu îi vezi din punctul de vedere al colecției, selectând oameni de diferite profesii și interese, ai o mare nevoie de căldură și confort în familie, și îți place să petreci timp cu un cerc apropiat de rude. Trebuie să înveți să te uiți în trecutul tău, fără să simți resentimente. Regrete sau dorința de a schimba ceva în el, trebuie să-ți dai seama chiar de inutilitatea simțurilor tale și că trecutul va rămâne exact așa cum a fost, nu poate fi schimbat, dacă ești ocupată, orice încercare de a te distrage provoacă izbucniri de furie, aceste lucruri nu adaugă atractivitate în ochii celorlalți, ar fi mai bine pentru tine să te controlezi singură. Colegii și rudele tale nu sunt întotdeauna capabili să înțeleagă gradul tău de concentrare asupra muncii pe care o faci, dragoste și compatibilitate. Deoarece ești mult mai obișnuită să acționezi la nivelul intelectului, nu permiți sentimentelor să-ți influențeze capacitatea de a evalua. Ai tendința de a te distanța de emoțiile tale, prin urmare uneori ți este greu să înțelegi ceea ce simți cu adevărat. Într-o relație intimă, interesele comune și înțelegerea reciprocă sunt la fel de importante pentru tine ca și dragoste. Poți părăsi cu ușurință vechea relație, mergând în căutarea uneia noi. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, Vărțătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventurasă. Riscul este ca vărțătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ție lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung, poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent, o uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și zlapte poate aduce la disperare. În această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentantă din balanță sau scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă. Iar scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării, în raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite, locuri de muncă și carieră, ești foarte activă și energică, capabilă să lucrezi în orice domeniu, iubești munca creativă în care te poți exprima. Cel mai plăcut lucru pentru tine este procesul de muncă în sine și nu o recompensă pentru o operă sau numărul de prieteni dobândiți ca rezultat al muncii. Tu poți lucra extrem de mult în același loc de muncă, dar rareori ori creezi ceva cu adevărat unic. De asemenea, te bucuri să colecționezi tot ce poți, informații, componente materiale, obiecte și chiar și alte persoane ești deosebită de încântată să inspectezi colecțiile, să le sistematizezi și să le studiezi. Tu poți alege o familie, nu un loc de muncă, în acest caz îți faci munca de educație a copiilor proprii sau a rudelor mai tinere dacă nu ai copii. Confortul familial și sprijinul celor dragi este de o importanță deosebită pentru tine. Tu trebuie să fii monitorizată astfel încât să muști mereu la fel de mult cât poți înghiți în termeni de muncă, adică să nu iei lucrări dincolo de puterile tale, tu începi de multe ori să construiești planuri prea ambițioase, și chiar poți să te simți că ești binefăcătoarea întregii omeniri dintr-o dată. Cel mai adesea adevăratul motiv pentru un astfel de comportament este nemulțumirea față de trecutul tău. Cu trecutul, ai într-adevăr o relație dificilă, Aproape în întotdeauna trebuie să regândești anumite episoade din trecut și să faci ceva, să uiți ceva, sau să-ți schimbi atitudinea față de ceva. Abilitatea de a ierta este folositoare pentru tine, dar nu va înlocui capacitatea de a uita. Instabilitatea emoțională ți este permanent prietenă, încercând să te conformezi imaginii unui angajat fiabil, executiv, poți să-ți asumi o sarcină imposibilă care nu se află în aria ta de competență. Tu nu reușești să-ți calculezi corect puterea, luând mai multă decât poți suporta. Ideile tale sunt întotdeauna mărețe, dar nu corespund realității. Poate că prin aceasta încerci să-ți spărești stima de sine, care poate fi o consecință a îndoielii de sine. Sănătate și boli. Dacă lucrezi cu mâinile tale, atunci trebuie să acorzi o atenție specială a sănătății articulațiilor și ligamentelor, în special la încheieturile mâinii și vârfurile degetelor. Tensiunea musculară și starea tendoanelor pot provoca adesea probleme de sănătate. Durerea constantă de la supratensiune în timpul lucrului poate fi ușor eliminată cu ajutorul băilor relaxante, saună sau masaj. De asemenea, Sistemul tău nervos are permanent o supraîncărcare puternică, viteza ta de gândire contribuie la acest lucru. Desigur, poți lua medicamente pentru spasme musculare, dar este mai bine să stăpânești metodele de meditație și relaxare, să folosești mai de serviciile unei terapeută de masaj sau hipnoză. Nu uita de odihna sănătoasă și completă. Dacă este posibil, după prânz. O perioadă de odihnă și de relaxare va contribui la menținerea echilibrului tău. În ceea ce privește dieta, trebuie să mănânci mai multe fructe și legume și să monitorizezi diversitatea. Destinul și norocul, atât universul cât și ursitoarele ți-au dăruzit să fii fericită, deși se întâmplă uneori eșecuri, dar mai ales norocul nu le lasă niciodată. Ai putea avea talent literar, și dacă îl dezvolți, cine știe, Poate întreaga lume va ști despre tine. Ai o voință puternică, ai o mentalitate analitică, ești încrezătoare în tine însăți, poți să te ridici pentru tine însăți, să-ți aperi opiniile, ai capacitatea de a face bani, sfaturi pentru tine, trebuie să înveți să te controlezi și să fii mai calmă și constrânsă. Renunță la cerințele exagerate pe care le-ai de la partenerul tău, examinează-ți propriile greșeli. Nu te implica în prea multe proiecte și termină ceea ce ai început, trebuie să-ți antrenezi voința fără a-i sparge pe ceilalți din cel mai mic motiv, învață să recunoști greșelile tale, te va face să fii mai indulgentă față de ceilalți, ce cadouri ți se potrivesc, tu tolerezi mult mai ușor ca uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât să nu atragi cadouri de o importanță foarte mare, pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu, este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei, nu este dificil să știe cineva ce vrei, este suficientă doar să discute, să te lase să visezi în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta sărbătorile și oamenii din jurul tău, dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta căști pentru telefon, imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutimice asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nae Zărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru, dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus, dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuros să se reprimești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva, dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază.